Domnișoarelor și doamnelor, bună ziua domnilor! Vă spunem bine ați venit la conferința noastră de presă. Am alături de mine pe domnul dr. Seman din partea Fundației Baturi și pe domnul Daniel Stejerean, care este directorul Centrului de Informare Turistică. O să vă dăm câteva detalii despre programul din acest an a zilelor Baturi, care noi ne-am propus să fie unul destul de consistent. Sperăm că și timpul va ține puțin cu noi. Oricum, ca și paranteză, avem variante alternative. Dacă nu vom avea un timp extraordinar de frumos afară, la unele dintre punctele din program. O să-l rog în prima parte pe Daniel să ne vorbească despre acest proiect și despre ceea ce el împreună cu echipa și cu voluntari și cu Șim Leoan și cu mulți oameni au gândit pentru acest an. Apoi să rog pe domnul dr. Seman să ne povestească puțin despre de istorie a fundației și a evenimentelor care au avut loc de-a lungul anilor, de zilele Baturi și, nu în ultimul rând, evident, despre zilele Baturi din anul 2017. Apoi o să vă prezint o mică informare legată de relația noastră de înfrățire cu orașul din Baturi. Vă spun și eu bună seara și suntem onorați și bucuroși să vă spunem bine ați venit la Centrul de Informare Turistică și, din Șimleu Silvaniei. Este momentul să declarăm deschisă cea de-a doua ediție a Baturi Fest 2017 și ne bucurăm să avem reprezentanți din orașele înfrățite. Proiectul pe care noi l-am gândit, acela de festival medieval Baturi, se referă la istoria punctului de plecare a orașului Șimleu Silvaniei în sine. Iar acest proiect pe care l-am gândit începând de anul trecut a adunat în toată această perioadă, putem spune scurtă de timp, a adunat un număr impresionant de parteneri. Și aici m-aș referi foarte mult la parteneriatul pe care l-am legat cu Ministerul Apărării din Polonia și cu Fundația Husar. Fundația Husar, care este specializată în reconstituiri istorice bazate pe perioada medievală și în special pe perioada în care Ștefanus Baturi a devenit rege al Poloniei. Știm bine cu toții că istoria a fost una desăvârșită în acea perioadă și noi încercăm în aceste câteva zile să readucem și să reînviem acea istorie. Este un moment unic pentru Șimleul Silvaniei să găduiască un asemenea eveniment, de o asemenea amploare, desfășurat pe o perioadă de 5 zile. Și, într-adevăr, ne-am pregătit așa cum se cuvine, și în funcție de vreme, și în funcție de multe alte aspecte, ca să oferim celor care participă la acest eveniment momente de neuitat. Și aici aș vrea să menționez, și a spus și domnul primar, referitor la colaborarea pe care am avut-o cu colegii din primărie, care au contribuit în organizare și contribuie în organizare în aceste zile, dar și cu grupul de voluntari care s-a mărit, spre surprinderea mea, foarte mult în aceste zile și și-au pus amprenta pe tot ce înseamnă organizare, ser de film și ceea ce urmează în toate aceste zile de festival. Aș vrea să fac câteva mențiuni referitor la program și le mulțumesc colegilor din presa sălăjeană că sunt prezenți și putem prin intermediul lor să transmitem mai departe informații pentru cei care în următoarele zile își vor dori să participe la acest festival. Și m-aș referi aici puțin la câteva schimbări și le veți primi, bineînțeles, și pe adresele de e-mail. Concertul de muzică medievală de mâine, din data de 21 septembrie, va fi la Casa de Cultură. La fel și filmul artistic pe care noi l-am gândit împreună cu grupul de voluntari, l-am gândit în cetatea Baturi. Datorită fenomenelor meteo care au fost anunțate deja, avem ca variantă alternativă Casa de Cultură și vom muta acest film începând cu ora 8 la Casa de Cultură. Mai există 20.
La ora 20, da, la ora 20. Mai există o modificare în data de 22 septembrie, vineri. Programul majoretelor, în cazul în care va ploua, îl vom organiza tot la Casa de Cultură, dar peste tot aș vrea să menționez că vor fi voluntari care vor conduce pe cei care vor veni, conform programului vechi, vor veni în cetate, ei vor îndruma spre Casa de Cultură sau spre zonele în care se mută acest program. Iar concertul fanfarei orașului Mirbator și corul Tinerii nu va fi la Biserica Romano-Catolică, ci va fi la Biserica Reformată. Până acum acestea sunt schimbările, cu mențiunea pe care am spus-o și mai devreme, pe tot parcursul evenimentului vom avea grupul de voluntari implicați și vom încerca să coordonăm lucrurile în așa fel încât oamenii să nu vină în cetate și evenimentul să se desfășoare la Casa de Cultură. Toți vor fi îndrumați, ghidați și sperăm să ne bucurăm de câteva zile frumoase împreună și epice. Și aici m-aș referi la partea de reconstituire. Ziua de sâmbătă va fi una extrem de încărcată, începând dimineața cu o conferință pe teme istorice legate de cetatea Batorii, de familia Batorii în sine, dar și de legătura României cu România. Iar după masa, alături de trupele de reconstituire, vom încerca să reînviem istoria medievală și să aducem din această parte a istoriei medievale o frântură a bătăliilor dintre polonezi, dintre polonezi și turci. Vor fi mai multe scenete care se vor desfășura în cetate sâmbătă. Tot sâmbătă, pe parcursul întregii zile, vom avea ateliere, tabere de creație, meșteșugar, producător tradițional, pentru că acest eveniment, acest proiect pe care noi l-am gândit, este și un model de promovare a valorilor culturale și turistice ale orașului Șimleu și ale regiunii în sine. Și putem spune că avem cu ce să ne mândrim și noi sperăm ca pe parcursul acestor zile să reușim ca prin diversificarea activităților gândite anul acesta și prin diversificarea locațiilor să acoperim tot arealul în cadrul festivalului. Așadar, vă așteptăm cu mare drag să participați. În fiecare seară avem câte un eveniment inedit, concerte, muzica nu va lipsi, iar sâmbătă seara trupa Mai Godoroja and Blue Spirit ne va încânta într-un concert unic, pentru că își încep acest turneu de promovare a noului concept născut în România, la Șimleu Silvaniei, și vor cânta și ne vor încânta începând cu ora 20, sâmbătă seara. Mulțumesc! Și eu vă spun bună seara și bun venit la toți. Este am văzut de Căciorul, la o seară pe placă sântele, din Fertuc. Și cu asta se începe, poate se începe, că în urmă cu 25 de ani, domnul profesor Covașanda, care va veni sâmbătă la acest eveniment științific, discutând cu el despre cetate, a venit într-o Șimleu Silvaniei, ne-a învățat, mai ales că el studia istoria medievală și este profesor în istoria universitară, în istoria medievală. A spus că ar fi bine să puneți o placă bilingvă pe Biserica Romano-Catolică. Și această propunere s-au născut zile de bază. Prima dată a fost mai scurtă, deși în față de a pune o tablă am avut și alte evenimente și toate acestea s-au întâmplat în urmă cu 20 de ani. Deci așa s-a pornit și s-au născut zile de Batorii care oricum sunt importante că au trăit 25 de ani. Anul acesta este deosebit pentru că este un an jubiliar, oricum, și în acest fel noi ne-am gândit ca să o realizăm mai mare. Dar vă spun sincer că nu puteam să facem mai mare decât cum am făcut până acum de două zile jumate, dacă nu am fi primit pe deplin ajutorul Centrului Turistic și ajutorul Primăriei din Sindeu, fără de care n-am putut realiza
acest plan, acest vis al nostru, ca să aducem toate trei orașele înfrățite, primele care s-au înfrățit cu Sibreu, primul a fost Sorbor, sunt 90, care n-a fost recunoscut și s-a încheiat mai târziu, după aceea Dilbacău și ultimul a fost Oradea Chișinău. Ei au acceptat să vină, practic noi am început anul trecut în 29 septembrie să organizăm aceste zile din anul aceasta și am reușit în acest fel în cele trei zile, miercuri, joi și vineri, fiecare după masă este ocupat de un alt înfățit. Astăzi este Sorosul, mâine va fi Oradea Chișinău și vineri va fi Nilbator. Legătura cu Nilbator va vorbi de ultima. Ce sunt? Sunt concerte, sunt momente de teatru, sunt expoziții, vernisaje de expoziții, deci un program cultural bine închegat. Fiecare oraș aduce ce are mai bun la nivelul orașului respectiv. Iar sâmbătă, evenimentul științific, dacă puteți să veniți la ora 10, se vor ține în două limbi, avem traduse cele aceste lucrări în limba română și limba maghiară, de cele care se pun în limba maghiară în potrivit în limba română în scris și invers. Și de la ora 13 începe festivalul, bineînțeles, care va fi atracția principală acestor zile și încoronarea, ca să zic așa. Înainte de a vă vorbi despre relația cu orașul Nilbator, aș vrea și eu să mulțumesc tuturor acelora care s-au implicat și în special voluntarilor, care au fost foarte, foarte activi și mă bucur, deși se spune că în România activitatea de voluntariat este mai mult la nivel de scris pe hârtie, ei au demonstrat că nu este chiar așa și au, numai de câte ori am văzut eu aici și n-au fost, să spun, foarte des, s-au implicat total în această activitate și vreau să le mulțumesc pentru aceasta și să ne exprim speranța că această activitate de voluntariat va prinde roade și se vor lipsi și alți colegi de la noi. În urmă cu 20 de ani, între orașul Șimleu Silvaniei și orașul Nilbator din Ungaria, a fost parafată relația de înfrățire. Vă specific faptul că era încă o perioadă tulbure, dacă pentru voi, dragi tineri, toate lucrurile acestea care se desfășoară acum într-o Europa normală, într-o Europa în care fiecare dintre națiuni își păstrează și își duce în față ce are mai bun, atunci era destul de greu, adică era un act de curaj, să vă dau un exemplu, să pui pe primărie steagul Ungariei. Pentru că educația pe care am primit-o, spre norocul meu, eu mai puțin, pentru că n-am prins, spun din partea mea, de educație de după liceu, n-am prins foarte mult pe vremea comuniștilor, dar educația pe care au primit-o oamenii a fost de așa natură încât toate aceste lucruri păreau anormale. Și, din păcate, nu exista nici curajul celor care au condus în acea perioadă să ducă lucrurile spre o normalitate. În concluzie, după multe frământări, am discutat cu foarte mulți oameni care au fost implicați în această înfrățire. Era acea frică și din partea consilierilor locali, inclusiv din partea primarului de atunci, pentru a nu face doamne iartă-mă ceva greșel. Lucrurile s-au întâmplat între orașul Nilbator și orașul Șimleu Silvaniei. S-a parafat relația de înfrățire în urmă cu 20 de ani, respectiv în anul 1997. Și de-a lungul celor 20 de ani, cred că fiecare an a adus ceva în plus. Și eu aș vorbi mai mult de ultimii 14 ani, de când conduc primăria, relația dintre orașul nostru și orașele din Ungaria, și acum dacă vorbim de Nilbator, a fost una deosebită. S-au creat foarte multe prietenii, foarte multe conexiuni între tineri de aici și tineri din Ungaria.
s-au întâlnit în cadrul unor competiții sportive, s-au întâlnit în cadrul unor conexiuni care s-au făcut între școlile de aici și școlile din Mirbator, s-au distrat, cred că foarte mulți oameni au beneficiat de ștrandul termal care este acolo, pentru că este și o distanță rezonabilă de orașul nostru. Orașul Mirbator este la 110 km. Relațiile care s-au dezvoltat între oamenii din Șimleu și oamenii din Mirbator, indiferent că au fost relații între oameni de afaceri sau pur și simplu relații de prietenie, au întărit aceste conexiuni. Am avut și noroc că cei care, din punctul meu de vedere, au condus acest oraș și cei care îl conduc și acum, respectiv doamna primăriță Bala și domnul primar Mate, care este un om tânăr și este la primul mandat, au ținut în priză această relație și au făcut ca, într-adevăr, orașele noastre să se simtă nu numai la nivel declarativ sau la nivel de o hârtie legate între ele, ci și la nivel de activități. Vom parafa această relație a cei 20 de ani dintr-o convenție pe care o vom încheia din nou între cele două orașe duminică. Cu această ocazie, evident, oameni care au contribuit de-a lungul anilor la păstrarea acestei legături vor fi menționați și vor fi răsplătiți prin gesturi simbolice. Cam aceasta este ceea ce am vrut să vă spun despre relația Mirbatorul și ne bucurăm, evident, că deja avem colegii din Sorboș aici. Probabil că au ajuns și delegația din Republica Moldova, din Chișinău, și de mâine vin cei din Albert. Da? Toate orașele cu care avem relații de înfrățire vor fi prezente aici, în aceste zile, și noi, așa ca și în familie sau între prieteni, cum poate să fie un lucru mai frumos decât atunci când oamenii care sunt frați, sunt înfrățiți, sunt împreună. Și aș mai avea eu, probabil că în viitorul foarte îndepărtat vom găsi și în Polonia un oraș care să dorească să se înfrățească cu Șimleu. Sau am început să facem astfel de cercetări împreună cu partenerii din Polonia. Asta este la un nivel puțin mai secret până când găsim orașul potrivit, dar care să aibă aceleași legături bune și să creăm aceleași legături bune pe care le-a creat Șimleul cu orașele din Ungaria, din Republica Moldova, mai recent din Israel, și să avem parteneri și orașe înfrățite și din Polonia. Bineînțeles, numărul mare al celor care vor veni din Polonia anul acesta și ne-a surprins și pe noi când ne-au comunicat că vor fi peste 75 de persoane din Polonia, specialiști în reconstituiri istorice, ne-a surprins și pe noi. Ei au insistat la Ministerul Apărării din Polonia și au primit un răspuns favorabil. De aceea, față de anul trecut, când au venit cu un autocar, anul acesta vin cu două autocare. Și în plus de asta, surpriza evenimentului, vor fi și caii pe care și vor aduce cu ei pentru festival. Sunt cai specializați în reconstituiri istorice și de-abia așteptăm să îi primim în această seară. Vor ajunge puțin mai târziu. Au plecat din Budapest acum câteva ore și se îndreaptă spre Șimleul Silvaniei. Iar în toate aceste zile ne-am gândit și un program pentru ei, pentru că avem atâtea de oferit în județul Sălaj. O să le facem un traseu turistic, să-i plimbăm puțin și să ne ocupăm așa cum se cuvine de ei în aceste zile. Și cam atât ar fi de spus. Dacă sunt întrebări... Câți invitați așteptați să vină la acest? Nu ne-am făcut un calcul, asta depinde și de vreme, având în vedere că s-a făcut o promovare foarte bună a evenimentului, ne așteptăm la un număr foarte mare de invitați, participanți, turiști, care să vină în aceste zile la Șimleul Silvaniei.
Dar asta depinde foarte mult și de vreme. Oficial peste 200, aproximativ 80 din Polonia și 120 din Ungaria. Și acum, evident, cei care vor participa la eveniment pe care nu putem să-i controlizăm acum, dar bănuim că vor fi despre ei. Bine. Vreți ca acest eveniment pe viitor să fie un brand al orașului? Cu siguranță, da, ne dorim să creștem acest eveniment de la an la an. Nu putem face foarte rapid și ne dorim să diversificăm această sferă a evenimentelor și să extindem activitățile, tot ceea ce se întâmplă și în funcție de partenerii noștri să putem modela spre un alt nivel. Bineînțeles, ar trebui dus spre un brand al șimleului acest festival. Cea mai importantă personalitate care s-a născut în Șimla este Bartoli. Și evident că cel mai important eveniment care de-a lungul istoriei se va crea și se va întâmpla în fiecare an, va trebui să fie legat de Bartoli. Acum nu discutăm despre români, maghiari, polonezi, vorbim despre oameni care s-au născut aici și care sunt cei mai importanti din punct de vedere istoric. Existența lui Bathory și faptul că s-a născut aici, a ajuns regele Poloniei, nu face decât să lege cel puțin trei națiuni, română, poloneză și maghiară. Și evident, mulți alții care sunt orașelor din județ. Este un festival al orașului, dar până la urmă este un festival al județului, pentru că reușiți să-l faceți internațional de la a doua ediție, de fapt de la prima ediție de anul trecut. Așa este, dar știți foarte bine că prezența a doi ambasadori în Șimleu Silvaniei n-a însemnat ceva foarte important pentru conducerea județului, nu odată, ci de mai multe ori. Iar invitația le-a făcut și eu separat, în partea fundației, când fac de 20 de ani. Noi am primit o confirmare din partea ambasadei Poloniei, în sensul că ei au trimis ca și anul trecut o scrisoare care va fi citită duminică după slujba religioasă de la Biserica Romano-Catolică. Din păcate, Excelența sa, ambasadorul Poloniei, conform agendei lui, nu poate să participe, dar are știe despre festival încă de anul trecut și de aceea a trimis scrisoarea din timp ca să poată să fie citită în aceste zile. Iar la nivelul Ministerului Apărării din Polonia, la fel, au fost trimise cele două autocare împreună cu patru șoferi, soldați, gradați în cadrul Ministerului Apărării. Iar din partea diplomației maghiare, de la început, au participat de la București, din consulat de la Cluj, înapoi consulat, în urmă cu 25 de ani. De când este la Cluj, consulatul principal al Ungariei, în fiecare an vine ori consulul principal, ori dacă nu are timpul consul, vine consul. Da, am uitat ceva important să spun și să mulțumesc. În premier, să spun, consulul județean contribuie la acest eveniment cu o sumă, spun eu, rezonabilă și te mulțumesc foarte mult pentru aceasta. În Centrul de Cultură. În Centrul de Cultură. Și arta județului, care acoperă o anumită parte din cheltuielile pe care le avem în aceste zile. Este un gest normal și frumos în același timp, pentru care sigur că este logic să ne mulțumim. De la 7:30 avem un spectacol la Casa de Cultură. Reprezentanții orașului Sorvoș vă așteaptă pe scenă cu dansuri, din ce am înțeles, activități culturale artistice.